serata? Semna. Semna, trebuie să mă ajut să mă pregătesc pentru petrecere. Petrecere? Da. Petrecere? Ce petrecere? Balul din seara aceasta de la castel. Balul de la castel? Nu va mai avea loc în seara asta. Cum nu va mai avea loc? Nu știai? Copiii știu deja. Acum ne-am oprit pentru puțină vreme. Poveștile s-au oprit în loc. Și poveștile s-au oprit în loc? Da, da. Și balul nu va mai avea loc în seara asta. Dar prințul? Prințul? Prințul o să te aștepte până când vom putea merge acolo, la castel. Și conturii? Mi-ai adus conturii? Nu. Astăzi, cenușărea asta, ți-am adus o masă. Drăguță, e o mască. Da. Și trebuie să o port de fiecare dată? Când vei ieși, va trebui să porți mască. Așa? Așa. Adică să-mi acopere foarte bine nasul. Bravo. Și gura. Bravo. Hai să le spunem ce mușcarea asta și copiilor. Cum trebuie să procedeze? Trebuie să poarte o mască astfel încât să le acopere foarte bine nasul și gura. Bravo. Și când ne întoarcem acasă, ce este important să facem? Să ne spălăm foarte bine pe mânuțe. Bravo. Cu săpun. Bravo. Timp îndelungat, astfel încât microbii să nu mai existe pe mânuțele noastre. Sau să folosim un dezinfectant pe bază de alcool. Bravo. Ceea ce tocmai făcea și cenușăreasa atunci când ați surprins-o, dezinfecta căsuța ei frumoasă, pentru că cenușăreasa noastră este foarte, foarte, foarte harnică. Așa că trebuie să o felicităm. Îți mulțumesc pentru sfaturile tale, ne sunt de mare ajutor, atât mie cât și copiilor. Să nu uităm, să păstrăm distanța. Dragii noștri, fie că plouă, fie că este soare, de această dată plouă. Plouă și în poveștile noastre, cenușărea asta nu mai poate ajunge la castel. Cu siguranță va ieși și soarele. Așa se întâmplă de fiecare dată. Nu uitați să păstrați toate aceste măsuri de siguranță. Noi vă iubim și fie ca până la noua noastră întâlnire să vă simțiți așa cum vă doriți. Nu uitați, puteți citi, puteți învăța, puteți găti, puteți face lucruri noi pe care nu ați avut timp să le faceți. Haideți cu toții să ne gândim care este personajul vostru preferat și cu ce se ocupă acest personaj în aceste zile, când avem mai mult timp liber. Până când ne vom revedea, avem încredere că totul va fi bine și cu siguranță muzica va răsuna din nou cât de curând, atât la castel, cât și în sufletele noastre.